Ajuns la 76 de ani, Iggy Pop este deținător al unui premiu Grammy pentru întreaga carieră și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. La Bonțida, starul nu și-a dezamăgit fanii. Iggy Pop was fantastic! Iggy Pop, look around! Cum a fost? A fost șmecher, mi-a rupt, am o umflătură la gleznă, dar nu mai contează acum. Iggy Pop, păi... A fost motivul pentru care am luat bilet și anul ăsta. Are așa o vârstă înaintată și și-a dat suflet așa pe scenă și cel puțin eu și grupul nostru ne-am bucurat super mult. A fost minunat. Publicul de la Electric Castle a apreciat și muzica celor de la Pendulum. Trupa revine la festivalul de la Bonțida după 10 ani. Într-un interviu acordat în exclusivitate Euronews România, chitaristul trupei Pendulum a dezvăluit ce îi place cel mai mult în țara noastră. I've been to Brașov a few times. I went to Vlad's Castle. I've been to Timișoara, been to Craiova, been to Bucharest, I've been all over. I know I've been here quite a few times, so yeah, I know it. What do you like about Romania? People. And it's a beautiful area as well. I love the Carpathian Mountains. Absența de la festival a britanicilor de la Chemical Brothers, care ar fi trebuit să concerteze și ei aseară, i-a dezamăgit pe unii dintre fanii veniți de departe ca să-i vadă. They're like, oh my god, should we go or should we ask for a refund or what should we do? Man, it's unfortunate that they are not here. Where are you from? Tell me again. I'm from India. And you? Turkey. În această seară, pe scena principală de la Electric Castle, va concerta trupa rock britanică Nothing But Thieves.